Viteza excesivă continuă să facă victime. Un tânăr de 28 de ani a decedat, iar altul de 21 de ani se zbate între viață și moarte la spital după ce mașina în care se aflau s-a izbit într-un copac, apoi s-a inversat. Totul s-a întâmplat în noaptea de 29 decembrie, în jurul orei 2:30, în apropierea satului Frasin. La fața locului a venit imediat poliția și ambulanța. Oamenii legii au stabilit o versiune preliminară ale celor întâmplate. Un bărbat în vârstă de 28 de ani, locuitor a raionului Dondușeni, conducând un automobil de model Audi, avându-l ca pasager pe un tânăr de 21 de ani, de asemenea locuitor a raionului Dondușeni, la ieșire din satul Frasin, raionul Dondușeni, spre satul Gașter, nu s-a isprăvit cu conducerea, a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un copac. Din nefericire, când la fața locului au ajuns medicii, șoferul de 28 de ani era deja mort. Celălalt tânăr de 21 de ani a fost preluat de urgență de medici și dus la spitalul din Iedineț în stare gravă. Poliția din Dondușeni continuă cercetările.